Lăudați să fie Domnul! Amin, amin! Dragii mei, citesc un cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, din 1 Corinteni, capitolul 13, potrivit cu acest eveniment deosebit pe care îl avem astăzi, și anume nunta fratelui Oli și a sorei lui Luca. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin, amin! 1 Corinteni, capitolul 13, citesc de la versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Merită din toată inima să ne plecăm capetele și împreună, iubiții mei, să însoțim pe fratele Andrei Merticariu într-o rugăciune pe care dânsul o va face și spun din toată inima Dumnezeu să-l asculte. Amin. Pentru că și în această dimineață, Dumnezeule mare, încă din zori zilei am văzut mâna Ta la lucru, Te binecuvântăm. Vrem să-Ți mulțumim că Ai fost cu noi, cu familiile noastre și ne-ai binecuvântat cu sănătate în trupurile noastre, ca în această zi să ne bucurăm de această sărbătoare, slăvim numele Tău. Doamne, avem bucurie în inimă pentru că Tu ai pus-o acolo și Te slăvim pentru aceasta. Te rog frumos, în numele, numele copiilor Tăi, în numele bisericii, Te rog, binecuvintează această zi înaintea Ta. Doamne, știm că adevărata sărbătoare e sărbătoare unde ești Tu prezent. Te rugăm, fii prezent la această nuntă în numele Fiului Tău preiubit. Te rog, binecuvintează mirele și mireasa, Doamne. Binecuvintează nuntașii, binecuvintează invitații. Binecuvintează slujba din această dimineață. Proslăvește-Ți numele, Doamne. Binecuvintează cuvântul, binecuvintează cântarea. Vrem ca tot ce facem în această dimineață să facem spre slava și gloria numelui Tău. Doamne, ia-Ți în mână lucrarea Ta și călăuzește Tu slujba din această dimineață. Vrem să rămâi cu noi, să ne binecuvintezi. Te rog, binecuvintează familia care se întemeiază. Binecuvintează-i cu izvoarele sus și cu izvoarele de jos. Iar pe noi, binecuvintează-ne cu inima ascultătoare și rănește-ne în această dimineață prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim și Te binecuvântăm, Tată din ceruri în veci. Amin. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Vă spunem un bun venit și în special spunem un bun venit lui Olivian și Raluca-i pentru această zi specială pe care Dumnezeu a rânduit-o în dreptul lor. Mă rog din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dragii mei, nunta se face cu invitați, dar cel mai frumos invitat între noi astăzi este Domnul Iisus Hristos. De aceea dorim ca El să ne vorbească, El să fie Cel care să binecuvinteze. Noi slujitorii nu putem da binecuvântarea, însă Dumnezeu o poate face. De aceea, haideți să participăm fiecare cu un amin, cu o rugăciune, cu un gând frumos, cu o poezie, cu o cântare, așa după cum avem aceste dorințe în față și în toate Dumnezeu să fie glorificat. Amin. În continuare, rog pe sora Mica, împreună cu grupul instrumental, să laude pe Domnul cu o cântare, apoi Grace, Elisa și Ianis vor slăvi pe Domnul cu o cântare, apoi pe fratele Power Ducanu, vom asculta un prim mesaj, câteva gânduri frumoase pentru căsătorie și Dumnezeu să ne vorbească tuturor. Amin. Să fiți binecuvântați de Cel Preasfânt, câte zile veți trăi pe acest pământ.
fața Lui să lumineze calea voastră, izbăvire să primiți din mâna Sa, binecuvântarea Sa în fiecare zi să fie peste casa voastră până în veșnicii. Lumina Sa să umple al vostru cămin, să fiți binecuvântați în veci, amin. Să fiți binecuvântați de Dumnezeu, să vă ocrotească în taină în brațul Său, mila Lui să fie voastră, pacea Lui să vă copleșească inima, binecuvântarea Sa în fiecare zi să fie peste casa voastră până în veșnicii. Lumina Sa să vă umple al vostru cămin, să fiți binecuvântați în veci, amin. Binecuvântarea Sa în fiecare zi să fie peste casa voastră până în veșnicii. Lumina Sa să vă umple al vostru cămin, să fiți binecuvântați în veci, amin. Să fiți binecuvântați în veci, amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi, Doamne, se unesc pe acest drum împreună, ei pășesc. Te rugăm lângă ei să fii mereu, să cunoască că și Tu ești Dumnezeu. Să-i conduci cu mâna Ta, Tu-i poți binecuvânta. Ține-i lângă brațul Tău, să fie feriți de rău, să-i conduci cu mâna Ta, Tu-i poți binecuvânta. Ține-i lângă brațul Tău, să fie aceasta, să le dai binecuvântarea Ta, să te știe că ești de partea lor,
în toate de le sprijin și ajutor. Să-i conduci cu mâna ta, tu-i poți binecuvânta, ține-i lângă brațul tău, să fie ferit de rău. Să-i conduci cu mâna ta, poți binecuvânta, ține lângă brațul tău, să fie ferit de rău. Te rugăm, Doamne, când sunt înecaz, să le ștergi lacrima de pe obraz, să te simtă mereu în nevoi. Fă-i, Doamne, una pe ei amândoi. Să-i conduci cu mâna ta, tu-i poți binecuvânta, ține-i lângă brațul tău, să fie ferit de să-i conduci cu mâna ta pe Olis și Raluca, ține-i lângă brațul tău, să fie ferit de rău, să fie ferit de rău, să fie ferit de rău. Lăudat să fie Domnul! Amin, amin. Domnul să o binecuvânteze! Amin. Și pe fiecare dintre noi ne bucurăm să fim aici cu voi și ne bucurăm să vă vedem. Avem un motiv în plus de bucurie și de speranță, aș putea să zic, văzându-vă pe voi, Raluca și Oli, ca mire și mireasă, pentru că Dumnezeu afirmă în Sfânta Scriptură că nunta este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu peste un popor. Și absența nunții este urmarea blestemului și a îndepărtarea lui Dumnezeu peste un popor. Dacă pot să-mi afișez două versete, Ieremia 7:34, aici vine Dumnezeu și spune Israelului, din pricina păcatului, în tine nu se va mai auzi cântecul mirelui și cântecul miresei. Și apoi, ca o promisiune, în Ieremia 33:10-11, Dumnezeu le spune poporului, dacă vă veți întoarce la mine, din nou pe ulițele voastre, se va auzi cântecul mirelui și cântecul miresei. Suntem binecuvântați aici, așa-i? Aleluia. Suntem binecuvântați noi ca și persoane, noi ca și biserică, ca și popor român, că vedem mirele și mireasa în casa lui Dumnezeu. Și astăzi, aici în biserică, răsună cântecul mirelui și cântecul miresei, lăudați să fie Domnul. Amen, amen. Sunteți frumoși, străluciți, vă iubiți, vă țineți de mână. Și cred că, așa cum vă dorim noi, toată biserica, vă doriți și voi, să rămâneți așa până la capăt, așa-i? Vreau să vă spun că toți care au stat pe scaunele astea, care au fost sinceri, au fost așa și și-au dorit așa. Realitatea tristă e că nu toți au rămas așa până la capăt și alții nici măcar pentru mult timp. Și aș vrea să pun o întrebare, de ce oare? Și altă întrebare, se poate oare să trăiești așa până la capăt? Răspund cu o altă întrebare ca să vă dați seama de ce se produc accidentele. Accidente de mașină, accidente de ce se produc? Pentru că anumiți oameni încalcă anumite legi, așa-i? La fel este și cu căsătoria. Căsătoria și familia are și ea legile ei. Dumnezeu a creat universul acesta și a stabilit niște legi după care să funcționeze. Dumnezeu a făcut și a stabilit mărimea perfectă, distanța perfectă de la pământ la soare și alte sute de detalii care dacă nu ar exista și ar fi încălcate, viața pe pământ nu ar fi posibilă. Și legile astea pe care le-a stabilit Dumnezeu, sau cu privire la legile astea, aș vrea să enunț un principiu valabil în toate domeniile vieții omului și a universului. Nu poți să calci legea lui Dumnezeu
te poți lăsa călcat de ea. Poate nu sunteți de acord, vă dau un exemplu ca să demonstrez, de exemplu, legea gravitației. Cineva poate să zică, eu voi călca legea gravitației și sare de pe bloc. Va călca legea gravitației sau va fi zdrobit de ea? Va fi zdrobit de ea, așa-i? La fel este și cu legile căsătoriei. Nu poți călca aceste legi, poți să le ignori, dar vei suporta consecințele. Vă sfătuiesc să nu încercați să stați în fața sau împotriva acestor legi, pentru că e ca și cum a sta în fața unui tir. Stai în fața unui tir și vezi și știi că dacă te izbește tirul, logic și normal, te face praf, așa-i? Tu poți să ignori această lege, dar nu vei putea să treci peste tir, tirul va trece peste tine. Haideți să respectăm legile lui Dumnezeu, să nu stăm în fața lor, ca nu cumva să suportăm consecințe negative în viața noastră. Și aș vrea să vă enunț așa pe scurt, trei legi, sunt multe, cred că unele le știți, se va mai vorbi, veți mai studia despre asta. Și nu doar ei doi, ci noi fiecare dintre noi care avem familie și suntem căsătoriți sau urmează să ne căsătorim, să luăm aminte și să respectăm aceste legi. Prima dintre ele nu e neapărat foarte confortabilă, dar e foarte adevărată. În căsătorie nu mai faci ce vrei. În căsătorie nu mai faci ce vrei. Nici măcar dacă e vorba de un lucru bun. Înainte de căsătorie, Oli și Raluca, te-ai trezit la cât ai vrut. V-ați trezit la cât ați vrut. Ați mers unde ați vrut. V-ați întâlnit cu cine ați vrut. Chiar și mă gândeam la mine ca și familist, nici măcar la rugăciune și la biserică nu pot să merg oricând vreau pentru că sunt căsătorit. Și știți de ce? Până acum a fost așa, acum s-a terminat. Nu mai faci ce vrei, pentru că nu mai ești întregul, Raluca și Oli, tu nu mai ești întregul. Vă dau un exemplu, am adus două piese de Lego de la copiii mei. Piesa asta este întreagă, așa-i? Asta este întreagă. Când astea două se unesc, fiecare piesă este jumătate din întreg. De astăzi înainte țineți minte, Raluca e jumătate din întreg, Oli e jumătate din întreg. Nu mai facem ce vrem și ceea ce facem, noi afectează și cealaltă jumătate și suntem afectați de cealaltă jumătate. Nu poți să fii fericit singur. Nu puteți să ziceți, rămâne celălalt supărat, eu mă duc și mă simt bine. Nu. Sunteți jumătate din întreg și ca întregul să fie fericit, amândoi trebuie să fiți fericiți. Încă ceva total diferit de înainte. Înainte fiecare îngrijați de voi, de acum înainte, fiecare îngrijește de cealaltă jumătate. Și a spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 12, cu 25, fiecare mădular îngrijește de celălalt mădular. Bun. Hai să trecem la următoarea lege. Nu vă supărați sau nu stați niciodată supărați unul pe celălalt. Nu știu cum a fost înainte, dacă v-ați supărat vreodată în timpul perioadei de prietenie, dar nu aveți voie să vă supărați unii pe altul sau să stați supărați unul pe altul, nici măcar atunci când, hai să nu zic vă certați, atunci când aveți schimburi de vorbe sau neînțelegeri. Nu aveți voie să fiți supărați. Într-o zi, soția mea a făcut ceva ce n-aș fi vrut să facă, nu rău. De exemplu, a mers la Hunedoara, zic așa, la părinți, nu mai știu dacă despre asta a fost vorba, și aș fi vrut să stea acasă, că aveam alte planuri. Și zice, vine la mine și spune, auzi, nu te supăra pe mine. Și a zis, nu pot să mă supăr pe tine. Da? Nu-mi convine neapărat că mergi, dar nu pot să mă supăr pe tine. La fel să fiți și voi. Raluca, să-ți implementezi în minte șorii la fel. Nu pot să mă supăr pe tine. N-are ce să caute supărarea între noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, extrem de adevărat, în Psalmul 37:8. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Indiferent ce ți-ar face Oli sau Raluca, nu te supăra. S-ar putea să nu spice bine, dar nu lăsa supărarea să intervină între voi, pentru că supărarea duce numai la rău. Și valabil la orice altă relație, nu doar la relația dintre soț și soție. Spune cuvântul Domnului și în despre mânie în Efeseni 4:26-17, Efeseni 4:26, mă scuzați, nu te mânia și apoi să nu apune soarele peste mânia voastră. Aș putea să zic să nu apune soarele peste supărarea voastră. Dacă cumva s-a întâmplat, nu stați supărați unul pe altul. Și a treia lege pe care în niciun caz să nu o călcați, aici la a treia lege am stat un pic pe gânduri, erau mai multe, știam că e ultima pe care o vei enunța și m-am gândit, oare care ar fi cea mai importantă care să o spun? Mai multe legi, am ales una, nu renunțați și probabil că nu o să renunțați asta niciodată, dar nu neglijați funia a treia, adică pe Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Eclesiastul 4:12, funia împletită în trei. Dar dumneavoastră câți vedeți aici? Ca biserică, câți vedem aici? Eu văd doi, așa-i?
Da, dar există și a treia parte a funiei care e Dumnezeu. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Funia împletită în două, e tare, dar se rupe. Mai ales că oamenii sunt slabi. Ceea ce dă tărie funiei voastre și familiei voastre e a treia componentă, Dumnezeu. Nu o neglijați. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Știți doar ce poate rupe funia împletită în trei? Moartea. Veți declara aici că până la moarte și că numai moartea va putea despărți. Și altfel enunțat acest principiu, această lege, nu uitați rădăcina care vă ține. În Romani, capitolul 11 cu 18, spune cuvântul Domnului așa, să știi, nu uita, că rădăcina te ține pe tine, nu tu ții rădăcina. Există ceva care vă ține și care ne ține ca familie și acesta este Dumnezeu. În India există o zonă în care podurile peste râuri nu se pot construi din oțel, oricât ar fi de tare. Nu rezistă. Și nici din lemn. Știți de ce? Lemnul putrezește, e foarte multă umiditate și sfurtuni foarte multe. Oțelul se distruge, se surpă. Dar știți din ce se construiesc? Există un arbore, ficus elastica, un arbore de cauciuc cu rădăcini aeriene foarte puternice, asemănătoare unor frânghii. Prin muncă și răbdare, rădăcinile pot fi conectate cu tulpini de bambus și dirijate în așa fel să crească spre celălalt mal. Pot atinge lungimi de până la 250 de metri, aceste poduri vii, și susțin greutatea a 50 de oameni deodată. Spre deosebire de celelalte poduri, de orice alt material, în timp aceste poduri devin mai puternice și nu se degradează. Rezistă până la 600 de ani. Când treci pe astfel de poduri, simți puterea imensă a copacilor uniți. Știți care e secretul lor? Unitatea și rădăcina. Dacă n-ar exista astea două, indiferent cât de puternic ar fi fiecare rădăcină sau fiecare creangă unită, împletită acolo, nu ar rezista. Puterea acestor poduri este dată de unitate și de rădăcină. Dacă sunteți uniți și vă trageți viața din rădăcina care este Hristos, Dumnezeu, lucrarea voastră va fi cu adevărat binecuvântată, viața va fi binecuvântată, veți face lucrări mari, știu că ați început fiecare în parte să faceți lucrări mari, să știți că orice lucrare nu se poate înfăptui, știți foarte bine lucrul acesta, decât dacă primește energia, vitalitatea de la rădăcina, de la Dumnezeu. Veți face lucrări mari și durabile și vă veți împlini scopul vieții. Știți care este pentru fiecare dintre noi? Să fiți binecuvântați și să fiți o binecuvântare. Amin. Domnul să vă ajute și să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin. În continuare, sora Mica, împreună cu grupul instrumental, vor cânta din nou o cântare. Fratele Manu Trofim va recita o poezie și prin fratele Daniel Perijoc, păstor în comunitatea de la Orșova, vom asculta următorul îndemn, câteva sfaturi pentru căsătorie și Dumnezeu să ne ajute să fim atenți la ele. Ne bucurăm că se înregistrează pe video, se pot reasculta după aceea, că sunt de mare folos. Amin. Spre viitor pășiți-ați împreună pe un tainic drum ce duce în veșnicie. Porniți spre un țărâm al fericirii, uniți în inimi, mână în mână. Iubirea ta e asfânta cunună, cu care, Doamne, i-ai împodobit. Când paradisul va părea departe, veni vor înge să le dea aripi. Azi visul vostru se împlinește, primiți în dar la altar binecuvântarea sa. E un vis din sor ce nu cunoaște noapte.
și zboară la cer să vă aducă în dar comori înstelate. Păstrează-i tu până la sfârșitul vieții, uniți în inimi de un singur dor, să ne întâlnim cu tine în nor de slavă, să îți cântăm cu îngerii în cor. Azi visul vostru se împlinește, primiți în dar la altar binecuvântarea sa. E un vis din zor ce nu cunoaște noapte și zboară la cer ca să vă aducă în dar comori înstelate. Azi visul vostru se împlinește și zboară la cer să vă aducă în dar comori înstelate. E un vis din somn ce nu cunoaște noapte și zboară la cer să vă aducă în dar comori înstelate. Cum e gătită floarea când vine grădinarul, cum e un buchet de raze când plin este paharul, ca roua ce se întinde în tainice culori, așa e ziua de astăzi, cu tainice comori. O, Doamne Sfinte, Tu care ești în slavă, spre Tine îmi îndrept azi glasul și inima de grab. Natura dovedește că e stăpân în toate, Tu ești acel ce ții cuprinsul și întinderea de ape. Tu faci o zi cu soare și în alta trimiți nori. Tu te cobori din slavă la sfântul tău popor. Coboară-te și astăzi la ziua cununiei și fă ca tot să simtă fiorul părtășiei. Căci tânăra pereche pornind pe noua cale, așteaptă de la tine o binecuvântare. Așa cum tuturora le-ai dăruit din plin, revars-o te rog, Doamne, și în noul lor cămin. Urări de fericire le cântă toți în cor, și-o rugă îți înaltă întregul tău popor. Am vrea ca drumul pe care porniți să fie încununat de bucurie, cu multă pace și cu mult har ceresc, iar dragostea neantul să vă fie. Nu e ușor un început, dar dacă Dumnezeu la cârmă este, orice cusur ce azi e necunoscut, răbdând și tolerând se depășește. Nu va fi prea ușor, Aluca, pentru tine, dar va fi sigur frumos. Crede și speră, totul va fi bine, alături de tine merge Hristos. Fii bună și îngăduitoare cu soțul tău, care este diferit. Fii temperată, blândă, iertătoare, iubește-l până la sfârșit. Oli, la fel și tu s-o prețuiești pe aleasa ta, ce de azi ție soție, casa, averea și se mai moștenesc de la părinți prin a lor dărnicie, dar astfel de comori alese se primesc de la un Tată Sfânt din veșnicie. O ai acum lângă tine, e un vas mai slab, mai delicat, tu
Tu poartă-te cu ea cu multă gingășie, făcându-i zi de zi, mereu doar bine, din zori de zi până când soarele apune. Știți, postul, rugăciunea și cântarea să nu lipsească niciodată de pe al vostru altar. Lucrarea în familie să propășească așa cum e scris după dreptar. Și acum, la încheiere, dorim ca Iisus să completeze în inim tot ce aici s-a spus. Și acolo, în cerul slavei, în ziua de apoi cu toți aleșii slavei, să fim și noi și voi. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu care ne-a dat această zi în dar. Stimați nuntași, doamnelor și domnilor, dragi tineri, Oli și Curaluca, binecuvântat să fie Domnul pentru ziua de astăzi. Amin. E o zi cu însemnătate. Ea este normală, este o zi de 24 de ore, însă în această zi, din providența lui Dumnezeu, a așezat pentru voi un drum nou. Un drum pe care n-ați mai fost. E drumul pe care Dumnezeu l-a așezat pentru voi, pentru că în suveranitatea Lui, numai El poate să ia doi străini, să-i pună împreună, să dezvolte în ei capacitatea să se iubească și apoi să facă din ei o mărturie vie pentru cei din jur, că ei sunt niște luptători ai principiilor și ai valorilor lui Dumnezeu, ca să arate într-o lume care se degradează că principiul lui Dumnezeu întotdeauna este suveran și ceea ce spune Dumnezeu rămâne în picioare. De aceea suntem astăzi aici. Noi suntem bucuroși și de multe ori nu alegem să ne arătăm bucuria doar prin expresia feței sau prin anumite gesturi care am putea să le facem și multe dintre ele să fie fără sens. Să bucuria noastră este profundă pentru că astăzi suntem în casa lui Dumnezeu. Ca și roba lui Dumnezeu slujitor, apreciez foarte mult tinerii care pleacă în căsnicie din casa lui Dumnezeu și nu în alte contexte. Pentru că să știți că atunci când vorbim de familie, trebuie să vorbim de cel care a inițiat lucrarea aceasta și așa cum deja se amintea de cel care are principiile lui pentru reușita acestei instituții numită familie. Noi trăim într-un context, într-o societate care se degradează, trăim într-o vreme care nu ne-am dorit-o, poate mulți dintre noi nici n-am fi vrut să facem parte dintr-o societate de felul acesta, însă aceasta este frumusețea umblării cu Dumnezeu. Când știi să-ți așezi viața pe valori de succes, când știi să te apropii de cel care a inițiat familia, e capodopera lui și binecuvântarea și resursele, fericirea, reușita în familie o dă numai Dumnezeu. Să știți că nicio altă entitate, chiar spirituală din lumea aceasta, pe care noi am putea să o pronunțăm astăzi, n-ar putea să dea reușită familiei noastre cum o dă Domnul. Deși, trebuie să spun lucrul acesta, sunt foarte mulți oameni care au următoarea expresivitate, spunând, în familia mea nu se bagă nimeni. În casa mea, pentru că e familia mea, eu fac legile și rânduielele. Numai trebuie să spunem adevărul. În familiile noastre, în casele noastre, sunt cel puțin două entități care au tot dreptul să intre. Prima, deja am enunțat, am spus câteva gânduri și lucruri despre aceasta, este Domnul Dumnezeu. El are tot dreptul să fie într-o familie. El are tot dreptul să fie într-o casă. El trebuie să aibă locul de cinste într-o familie. Și apoi, a doua entitate este cartea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii vor familii fericite fără Biblie. Oamenii vor familii binecuvântate fără Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii cred că o viață frumoasă în familie este fără să te așezi sub autoritatea acestui cuvânt. Stimaților, gândiți-vă la aspectul acesta. Sunt foarte mulți oameni care s-au perindat pe pământul acesta. Aproximativ 1 miliard de oameni. Oamenii aceștia au trecut. Când cartea aceasta s-a format și a apărut și Dumnezeu a vorbit în chip miraculos unui om, într-un loc în care oamenii nu se gândeau că poate să se audă vocea lui Dumnezeu, și anume pe un munte, și când Dumnezeu a zis cum se așează lucrurile și le-a pus în cartea aceasta, cartea aceasta a rămas.
Oamenii aceștia au trecut. Unii au trecut cu bine, cu brio, alții au trecut cu falimente. Am venit cu bucurie astăzi la voi. Nu mi-am propus să vin, dar în momentul când am primit invitația să vin, în inima mea s-a născut ceva. Și am spus, eu trebuie să fiu alături de Raluca și de Oli. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin. Apreciez foarte mult ceea ce faceți. În mod deosebit pe tine, Raluca. Dar o să vezi de astăzi înainte că Dumnezeu, suveranul pe care îl slujești, îți răstoarnă niște planuri și ți le așează așa cum vrea El. Dacă vei accepta felul în care Dumnezeu așează planurile acestea, familia voastră și voi veți fi oameni fericiți. Nu vorbesc despre fericirea a avea, ci vorbesc despre fericirea a fi. Că oamenii așa cred că cineva este fericit dacă are. Biblia spune că fericit este cel care este. Și noi ne așezăm sub valorile cuvântului lui Dumnezeu. Vă aduc salutări de la echipă, tinerii, o parte din ei așteptă aseară, azi noapte, de fapt, când am pornit încoace, ei au știut că să vin să fiu alături de voi. Mulțumim Domnului pentru voi, mulțumim Domnului pentru că El a așezat pentru voi ziua de astăzi. Astăzi vreau să vă vorbesc puțin din cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit din cuvântul lui Dumnezeu, despre adevărata fericire. Va trece un timp, și nu mi-am propus când, îl las în providența lui Dumnezeu când nu o să vă mai vorbesc despre fericire. Am să vă întreb dacă sunteți fericiți. Astăzi vorbim despre fericire, vorbim despre fericirea care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea fiecare dintre noi să-L luăm aminte. Poate că ești căsătorit de mult, poate că sunt ani mulți de căsnicie și adesea ți-ai pus întrebarea aceasta. Eu de ce nu sunt fericită? Eu de ce nu pot să ofer fericire partenerului meu? Mi s-a întâmplat un lucru zilele acestea foarte interesant. Prin prisma slujirii care o facem ca și echipă, în zilele care au trecut am consiliat foarte multe familii. Ca niciodată. Parcă le-a așezat Dumnezeu în felul acesta ca să pot să înțeleg mai multe lucruri cât de important este în viața de familie să fii fericit. Oameni care au plecat în căsnicie nemulțumiți. Spunea cineva, din ziua când m-am dus acasă după soția mea să o iau cu nuntașii, să mergem în biserică să ne cununăm, eu am fost nemulțumit de ea până astăzi. Oameni care își trăiesc viața într-un stil care nu-i face, să spun așa, reclamă bună lui Dumnezeu care a întemeiat familia. De aceea vreau să vă vorbesc sub formă de întrebări. Întrebări. Luăm trei întrebări foarte simple. Acum o să fie pentru voi un pic mai simplu. De ce? Voi sunteți familiarizați cu Biblia, voi umblați cu Biblia. Raluca este una dintre puținele fete pe care eu le-am întâlnit, care în mașina ei personală umblă cu mai multe Biblii decât cu alte obiecte care ar putea să le aibă o domnișoară. Ea umblă cu Biblia. Ea duce cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai că o ia cartea aceasta de undeva și o dă unei persoane care are nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Și-o mai format și o echipă care să le personalizeze, să-i facă pe oamenii aceia să se simtă destul de confortabil când pun mâna. Că oamenii de multe ori au reticențele lor față de cartea aceasta. Domnul zice, e o carte de demult. Domnul Daniel zice, mie mi-a zis cineva să nu pun mâna pe ea, că nu-i de mine. Serios? Și am zis, de ce? Așa au zis, că e bine să nu pun mâna pe ea. Și ce o zici să faci pentru sufletul tău? Ce a zis entitatea aceasta bisericească să faci dumneata? Și o zis, ia asta și citești-o. Dar să citești noaptea la ora 11. Să ieși așa sub larg de lună și să citești acolo. Și am zis, mă bazez pe caracterul dumneavoastră. Și ați făcut lucrul acesta? Și au zis, nu. Zic, cred că n-ați făcut, că mă gândeam și eu că nu puteți să ieșiți iarna la vreo minus 10 grade la ora 11 noaptea să vă uitați așa, să contemplați cu natura și să citiți în cartea aceea. Și am spus, eu vă sfătuiesc să citiți Biblia. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere să dea direcția cea mai bună în fiecare familie. Și ne întoarcem la cuvântul acesta. Raluca, vreau să spun ceva. Nu mi-am propus să spun lucrul acesta, dar îl spun așa pentru încredințarea de a merge mai departe cu proiectul acesta. Din Bibliile acestea personalizate, eu personal am trimis două Biblii într-o familie a unui om care îl păzește pe președintele României.
El s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu, el și soția lui, i-am cunoscut personal, am stat de vorbă cu ei. Mi-a spus, am avut posibilitatea să umblu cu domnul președinte în toată lumea asta. Însă, când m-am întors la Dumnezeu, i-am făcut o rugăciune lui Dumnezeu și am zis, Doamne, creează-mi contextul frumos în care să pot să mă țin și de jobul care l-am, dar vreau să te slujești și pe tine. Și o că într-o zi am primit o ofertă. Să fie paznicul casei președintelui sau să alerge cu el în toată lumea. Ce credeți că a ales omul acesta? A ales să fie paznic 24 de ore, ca mai acolo 48 de ore se poate să stea cu familia. Cu fetele lui, cu soția lui și cu Biblia. O zis, m-am înscris într-o biserică unde mă închin, m-am înscris la un studiu biblic, îmi place să stau acolo, vreau să aprofundez cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să fii fericit? Cum puteți voi să fiți fericiți? Pentru că una dintre metehnele care de multe ori le acceptăm atât de ușor în viața noastră și chiar în viața de familie este comparația. Să trăim viața de căsnicie prin comparație. Ne comparăm cu cei din stânga, cu cei din dreapta, cu cei din față, cu cei din spate, cu cei de mai sus, cu cei de mai jos, cu cei mai avuți, cu cei mai puțin avuți, cu cei mai înțelepți, cu cei mai puțină școală și începem noi să ne comparăm. Însă vreau să vă spun ceva, voi sunteți unicați. Tu ești unicat, el e unicat. Acum, în momentul când Dumnezeu vă pune împreună, voi nici măcar nu aveți aceea stare spirituală amândoi. Voi nu sunteți la un nivel de spiritualitate. Unul e mai sus, unul e mai jos. Unul e mai aproape de Dumnezeu, celălalt vine înspre apropiere de Dumnezeu. Nici măcar nu vă cunoașteți. Voi, fiecare dintre voi, ați arătat numai ce ați vrut să se vadă. Deși s-au văzut și slăbiciuni. Deși s-au văzut și multe minusuri. Dar stai să vezi de astăzi încolo câte se mai văd și se mai cunosc. Și de aceea spun că fericirea adevărată o putem vedea doar în voia și sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Cum să fim fericiți? Și mergem biblic. Întotdeauna îmi place să vorbesc scriptural. Deși am putea să le spunem oamenilor foarte multe lucruri din experiențe, dar eu cred că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să primeze. Într-o familie unde primează principiul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, familia aceea este o familie fericită. Ca să fiți fericiți, va trebui să cugetați la cuvântul lui Dumnezeu. Ca să cugetați la cuvântul lui Dumnezeu, adică ca mintea voastră să producă o gândire pe principiile lui Dumnezeu, voi trebuie să citiți Biblia. Și atunci mintea noastră, nivelul minții noastre nu va survola altă gândire decât gândirea aceea principială. Vezi, Domnul Iisus Hristos, când a avut de dus bătălia aceea, în momentele acelea unde Duhul Sfânt l-a dus, i-a citat vrăjmașului sufletului nostru, i-a citat versete din cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Biblia precizarea aceasta că în momentul acela diavolul a plecat de la el. Mă face să înțeleg lucrul acesta, că în cuvântul lui Dumnezeu există puterea aceasta de a dobori o gândire care poate să aducă nefericire într-o viață de familie. Sunt oameni care nu au fericire datorită faptului că nu au o minte încărcată cu cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 16 cu versetul 20 spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu și apoi cugetând la ceea ce spune Dumnezeu trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Credința este pe baza încrederii în Dumnezeu. Permiteți-mi aici o paranteză foarte scurtă. Trăim în vremurile, stimaților, doamne și domn și tineri care sunteți în prag să vă căsătoriți și ceilalți, trăim o vreme când oamenii au făcut din credință substantiv. Și Biblia spune că credința e un verb. Noi am făcut din ea substantiv și spunem de felul următor. Eu sunt de credința aceasta, eu sunt de credința cealaltă și Biblia spune că credința este o încredere neclintită în ceea ce Dumnezeu a așezat pentru noi. Cum să fiți fericiți? Spuneam ca să citiți Biblia și acum doar vreau să mai fac o precizare. Să știți că Dumnezeu numește fericiți și în Biblia apare o singură dată. Îi numește Dumnezeu fericiți pe oamenii care citesc Biblia în cartea Apocalipsei, capitolul 1 și versetul 3. Niciunde nu mai apare lucrul acesta. Dar zice aici cuvântul așa, ferice de cine citește. Vrei să fii fericit? Citește Biblia. Vrei să fii fericită? Citește Biblia. Vrei să ai o familie fericită? Citește Biblia.
Citește cuvântul lui Dumnezeu. Cineva l-a întrebat pe un prieten al meu, care acum este frate de credință și asta, a zis: Cătălin, dar voi de ce v-ați pocăit? Și un prieten de-al lui a zis: eu am auzit că v-ați pocăit pentru că ai probleme în căsnicie cu Raluca. Și el a zis: nu. Altul a zis: am auzit că v-ați pocăit că e bolnav cel mic și are nu știu ce sindrom și asta. Și Cătălin a zis: nu. Și a zis prietenului: bă, dar de ce te-ai pocăit atunci? Și omul acesta, cu zâmbetul pe buze, e undeva la 1,90 m și ceva, așa am stat în fața prietenului și a zis: m-am pocăit pentru că am citit Biblia. Aleluia. Biblia este cartea lui Dumnezeu. Ea nu este cartea lui Daniel, ea nu este cartea fratelui Cristi, ea nu este cartea noastră, este cuvântul lui Dumnezeu și ea aduce fericire în familie. Și vreau să vă mai spun ceva legat de fericirea aceasta. Să știți că oamenii fericiți merg cu plăcere la biserică. Oamenii fericiți n-au nicio problemă să se trezească dimineața să meargă în sanctuar. Oamenii fericiți n-au nicio problemă să meargă în casa lui Dumnezeu, să îngenuncheze, să ridice mâinile spre cer, să înalțe o rugăciune către Dumnezeu. De ce? Pentru că ei tind să creadă că fericirea lor este în părtășiile acelea unde merg să se închine. De ce să fiți fericiți? Pentru că e porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a poruncit să fim oameni fericiți într-o lume a nefericiților. Și cu Dumnezeu voi puteți să fiți fericiți. Spune la un moment dat Sfântul Pavel într-un citat foarte scurt, 1 Tesaloniceni, capitolul 5 și versetul 16, aici sunt niște enumerații, însă enumerațiile acestea sunt puse într-o ordine foarte bine stabilită și uitați-vă, zice aici: bucurați-vă întotdeauna. Foarte interesant că de data aceasta accentul nu cade pe verb, pe bucurați-vă, ci cade accentul pe adverb, întotdeauna. Cum să te bucuri întotdeauna? Pentru că noi am fost obișnuiți să ne bucurăm din când în când. Ne bucurăm când ne iasă lucrurile. Ne bucurăm când ne merge bine. Ne bucurăm când suntem sănătoși. Vine principiul lui Dumnezeu și spune așa: vreți să fiți fericiți? Porunca lui Dumnezeu pentru voi este să vă bucurați întotdeauna. O să ai momente când o să-L vezi și nu o să-L înțelegi. O să-ți vină și invers. O să fie momente de tensiune. O să fie fel și fel de reacții. Ideea este să mergeți mai departe. Să nu dormiți în camere separate. Am învățat de la un om din lume, undeva la 50 de ani avea bărbatul acesta vârsta și mi-a zis: Daniele, până astăzi când vorbesc cu tine, niciodată nu m-am dus la culcare cu soția mea fără să ne cerem iertare dacă au fost anumite clinciuri în viața noastră de zi cu zi. Este porunca lui Dumnezeu ca voi să fiți fericiți. Trebuie să fiți fericiți pentru că Dumnezeu v-a pus la dispoziție tot ceea ce aveți nevoie ca voi să fiți fericiți. Nu există ceva ce ar putea să aducă fericirea voastră, a familiei voastre și Dumnezeu să fi pierdut din vedere. Ci în bogăția Lui, Dumnezeu a așezat toate lucrurile prin care voi puteți să fiți fericiți. În 1 Timotei, capitolul 6 și versetul al 17-lea, la partea finală a versetului, acolo Dumnezeu vorbește despre felul cum El aduce fericirea în casele noastre. Să fiți fericiți, și acum aș vrea să mă asculte puțin și adunarea, cei care sunteți aici alături de Raluca și de Oli, să fiți fericiți ca să fiți sănătoși și mental și fizic. Și de aceea trebuie să fim fericiți. Pentru că am ajuns mai mult decât să propovăduim Evanghelia, să propovăduim faptul că noi trebuie să fim depresivi. Vorbesc cu oameni și dacă e un grup de oameni, dacă din 6-7, 1-2 își permite să zică că el nu a trecut prin depresie, el este un om ciudat. E, dacă vreți, permiteți-mi expresia aceasta la modă, să spui: domnule, am trecut prin depresie, eu sunt într-o depresie. Câți ani ai? 18 ani. Așa depresivă sunt, așa depresiv, trec printr-o situație. Eu vă întreb, este principiul lui Dumnezeu ca creația Lui sau oamenii care se ghidează în lucrurile normale, este normal? Adică îl vedeți pe Dumnezeu, un tată de felul acesta care se uită la copiii Lui cum trec prin momente de grele tensiuni și încep după aceea să tremure și încep după aceea să aibă insomnii și încep după aceea să ia o mână de pastile și încep să facă aia și multe alte lucruri? Stăteam zile trecute lângă cineva și au zis: nu pot să vorbesc cu dumneavoastră până nu-mi iau pastilele. Și m-am uitat să văd câte. Un ibuprofen, o aspirină, ce? Dar ea s-o cam umplut podul palmei de câte. Și au zis, undeva la vreo 40 de ani aproximativ. Și am zis: doamnă, acum putem să stăm de vorbă?
Și a zis, da, stați-mă un pic să mă liniștesc și putem să... Zic, da, pentru ce ați luat medicamentele acelea? O, zice, eu sunt puțin depresivă. Și medicamentele alea vindecă depresia? Sau medicamentele alea anihilează anumite funcții vitale din trupul dumneavoastră? Cum să iei medicamente pentru frică? De ce să iei medicamentație pentru frică? De ce să porți grija zilei de mâine când Dumnezeu spune că El se angajează de tot ce ai nevoie? Vor fi momente când veți fi în cumpănă, veți avea nevoie de răspunsuri imediate, veți fi de multe ori încorsetați în acțiunile voastre. Puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu are totul pregătit pentru voi ca să puteți să înaintați. Apoi vreau să vă spun ceva, de ce trebuie să fiți fericiți. Pentru slava Domnului și pentru mântuirea celor din jur. Lucrez cu oameni foarte mult. Olin te ajută, am văzut, ați fost de atâtea ori împreună la noi, am făcut treaba acolo și asta. Lucrez cu oameni, cu oameni care sunt nefericiți. Prin faptul că vor vedea la tine că ești o femeie fericită, prin faptul că se vor uita la familia voastră și vor vedea că sunteți fericiți într-o lume în care oamenii propovăduiesc altceva. Oamenii de aceștia își vor pune întrebare, domnule, de unde le vin sursele și resursele acestea de fericire? Și în momentul acela Dumnezeu vă va deschide calea ca voi să vorbiți despre El. Nu trăim într-o societate care este dornică să-L propovăduiască pe Dumnezeu. Dimpotrivă. Dacă am putea, L-am scoate pe Dumnezeu cam din tot ceea ce este public. Deja s-au dat atâtea exerciții și se fac atâtea lucruri. Mergi într-o școală publică, gimnazială, nu-i Biblie, mergi în liceu, nu-i Biblie, mergi în facultate, nu este Biblie, mergi pe stadion, numai dacă merg neoprotestanții, mai duc Biblie și pe stadion, mergi în spital, nu sunt Biblie, numai dacă merge câte un grup de tineri, să mai duc o Biblie. Dar noi nu avem timp de așa ceva, stimaților. Dar credeți-mă ce vă spun. Dorința noastră a fiecăruia dintre noi este să fim în cer cu Dumnezeu. Păi, dar în cer cu Dumnezeu, acolo zice Biblia că e pentru vecii vecilor, acolo e cuvântul lui Dumnezeu. Păi dacă eu toată viața nu mi-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu, cum am să suport o veșnicie cuvântul lui Dumnezeu să-l aud? Cum aud eu? Cum percep urechile mele să audă cuvântul lui Dumnezeu veșnic când eu într-o viață limitată nu mi-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu? Să fiți o mărturie. Căsnicia voastră să nu fie o reclamă urâtă pentru mântuire. Căsnicia voastră să fie o reclamă frumoasă pentru oamenii să ajungă la mântuire. Și spre final, prin ce să fiți fericiți? Printr-o legătură profundă cu Domnul. Și acum, Oli, mă uit puțin la tine, așa prietenește, vorbim acum numai noi doi. Trebuie să înțelegi ceva. Chiar dacă Raluca se ocupă cu lucrarea aceasta de a împrăștia Evanghelia, acasă tu ești preotul. Tu trebuie să deschizi Biblia acasă, tu trebuie să o chemi pe Raluca să vă rugați împreună, tu trebuie să fii acela care ridici mâinile curate spre cer. Chemarea este chemare. De astăzi, Domnul, o să fac o rânduială în valorile voastre. E El, relația cu El personală a fiecăruia, e familia și apoi ceea ce Dumnezeu v-a încredințat să faceți. Vedeți să nu stricați ordinea aceasta. Într-adevăr, în viața de slujire ai văzut timp, umblare, alergare, voci care spun nu trebuie să faci asta, nu-i de tine, de ce tu, de ce la 20 de ani, de ce tu domnișoară și asta, și de ce tu, și de ce tu domnișoară? Pentru că sunt multe alte milioane de bărbați și de astea care nu fac și Dumnezeu lucrează cum vrea El. Păi de ce a ales-o pe Maria? Nu erau atâtea fete în ținutul iudeii ca să-l... Pentru că s-a uitat Dumnezeu din cer și pe Maria, a văzut-o așa modestă, dar neprihănită și a zis, prin aceasta voi trimite pe pământ izbăvirea oamenilor. Apropiere de Domnul. Este temelie în căsnicie, într-o căsnicie fericită. Apoi să aveți o gândire sănătoasă despre familia voastră. Aveți grijă când veniți acasă să găsiți înțelegere, să găsiți odihnă și dragoste. Îți dau un sfat și vă dau un sfat ca și echipă în slujire ce faceți. Am învățat și eu, că nu m-am născut învățat. Nu duc acasă ceea ce lucrez pe câmpul de slujire. În momentul când ies ori din birou de consiliere, ori când mă întorc de la evangelizare, ori când mă întorc de la mormântare, ori de unde vin, când ajung acasă, eu trebuie să fiu soț, trebuie să fiu tată, trebuie să fiu mângâiere, trebuie să fiu ajutor, trebuie să fiu acolo ceea ce Dumnezeu m-a așezat în casa mea. Și în felul acesta mă lupt în casa noastră să fie fericit. Apoi, ce mai trebuie să dezvoltați este relaționare. Va trebui să vă înțelegeți foarte bine cu oamenii din jurul vostru.
Va trebui să vă înțelegeți bine cu cei din familiile voastre. Păziți-vă să acceptați să primiți slogane de felul următor. Ești ca maică-ta, ești ca taică-tu, ești ca bunică-ta, ești ca aia din neamul tău, ești ca ăla și așa mai departe. Astea n-aduc fericire. Astea sunt contracte de vorbire care la un moment dat rămân pe sertar, pentru că mintea noastră este în trei sertare, ele rămân sub subconștient. Și la un moment dat, când este momentul acela de vulnerabilitate, vine el, știe el cine este și zice, ia să scot eu ceva de acolo, să mai aduc bulversare. De aceea vă sfătuiesc să vă doriți lucrul acesta. Spre încheiere, vreau să spun că am citit despre un eveniment care a avut loc în lumea aceasta în care trăim noi, în regatul sângelui albastru, și anume la nunta prințului Charles și a prințesei Diana. În 29 iulie 1981 se spune că au fost 750 de milioane de oameni au participat la evenimentul acesta, nu neapărat fizic. Au fost delegații din 76 de țări. A fost numită nunta secolului. În fața arhiepiscopului de Canterbury s-au spus următoarele cuvinte. Iată familia perfectă care vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Numai că n-a fost să fie așa, că în urmă cu 16 ani, de la evenimentul acela, o lună și o săptămână distanță, a avut loc tragicul accident în care a murit prințesa Diana. Nu au mai fost 750 de milioane de oameni, au fost un miliard de oameni cu ochii pe evenimentul acela, pentru că a murit o prințesă. Și sloganul acesta, că vor trăi fericiți până adânci bătrânețe, n-a mai avut rădăcină. De aceea vreau să vă spun că adevărata fericire este a oamenilor care umblă, trăiesc cu Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc să fiți fericiți. Îmi doresc și fac un exercițiu de foarte multe ori. Când mă duc la câte o cununie și predic Evanghelia, imediat pe agenda mea trec numele acelor tineri să mă rog pentru ei. Nu știu dacă o să am altă posibilitate sau prin alte surse să vă ajut ca să vă meargă să vă fie bine. Dar ca să mă rog pentru voi, voi putea să fac. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, copiii dumneavoastră care i-ați îndrumat spre casa lui Dumnezeu, aici la altar. Dumnezeu să binecuvinteze și căsnicile dumneavoastră și dragi tineri și domnișoare. Alegeți să vă căsătoriți în felul acesta, cum îi place lui Dumnezeu și veți fi fericiți. Amin. Amin, Domnul să lăudați să fie Domnul. E complicat? Nu e complicat, e simplu, dar nu e ușor, vă zic, din experiență. Dacă vă dați toate silințele, veți reuși și vom reuși cu toții. Haideți în continuare să ascultăm două cântări, sora Mica, împreună cu grupul, Dumnezeu să-i binecuvânteze, apoi fratele Adi Dubei, o cântare, și apoi fratele Cristi, ne va duce cuvântul Domnului. Amin. V-ați pornit pe muntele iubirii să urcați oricât de greu ar fi, să nu vă opriți chiar dacă mărăcinii, prea des pe cale voi veți întâlni. Nimeni și nimic să nu vă despartă, să fiți uniți la bine și la greu. Iubirea lui să fie în inimile voastre, să rămâneți lângă Dumnezeu. Și nimic să nu vă despartă, să fiți uniți la bine și la greu. Iubirea lui să fie
Să priviți la piscurile înalte, sus în vârfuri tu nu vor mai fi. Să știți că norii vor rămâne în urmă și veți găsi doar soare strălucind. Nimeni și nimic să nu vă despartă, să fiți uniți la bine și la greu. Iubirea lui să fie în inimile voastre, să rămâneți lângă Dumnezeu. Nimeni și și la greu, iubirea lui să fie în inimile voastre, să rămâneți lângă Dumnezeu. Și când se va sfârși odată drumul, veți auzi doar sfinte simfonii și copleșiți în valuri de lumină. Voi amândoi spre cer vă veți topi. Nimeni și să fiți uniți la bine și la greu. Iubirea lui să fie în inimile voastre, să rămâneți lângă Dumnezeu. Nimeni și nimic să nu vă despartă, să fiți uniți la bine și la greu. Iubirea lui să fie în inimile voastre, să rămâneți lângă Dumnezeu. Să rămâneți lângă Dumnezeu. Aș vrea să laud pe Domnul cu o cântare mai veche, dar cântarea aceasta are un mesaj bogat și refrenul ei spune foarte frumos pentru Oli și pentru Raluca: e mai bine în doi, chiar și la nevoi. Și continuă refrenul și spune așa: funia împletită, mult mai tare e. Și când ai de lucrat și când ai de luptat. Și ultimul vers spune așa: chiar și în rugăciune veți fi ascultați. Și Domnul să vă binecuvinteze, în mod special să fiți oameni ai rugăciunii. Amin. Doi trandafiri să fiți ascultați.
Ia și-n rugăciune veți fi ascultați, să fiți un buchet cu flori de migdal, cu roade ca roa ce cade în saron, să stați lângă râu pe al vieții mari. La râul ce curge din noul Sion e mai bine-n doi, chiar și la nevoi. Funia împletită mult mai tare e când ai de lucrat, când ai de luptat. Chiar și să vă rugați. E mai bine-n doi, chiar și la nevoi. Funia împletită mult mai tare e când ai de lucrat, când ai de luptat. Chiar și când James Garfield era un simplu tânăr, nimeni nu știa că va fi unul din președinții Statelor Unite, însă unul din prietenii lui i-a înmânat o foaie într-o zi cu 20 de instrucțiuni. S-a uitat la foaia aceea James Garfield, le-a pus în practică și a ajuns președinte al Statelor Unite. Astăzi am să citesc aceste 20 de instrucțiuni la plural pentru Oli și pentru Raluca, nu ca să ajungă președinți, ci ca să ajungă în cer cu Dumnezeu și să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu în viață. Scria pe foaia respectivă așa. 1. Niciodată nu fiți leneși. Amin. Știu că Oli este un băiat foarte harnic. Uneori trebuie să îi spui că e 11-12 noaptea și să se oprească. Și Raluca cred că este o fată harnică. Să știți că hărnicia nu e opțională, ci e obligatorie. 2.
faceți puține promisiuni. Faceți puține promisiuni. 3. Întotdeauna spuneți adevărul și numai adevărul. Oli și Raluca. M-am căsătorit în 2010, am 13 ani de căsătorie aproape. Niciodată nu mi-am mințit soția. În primul rând că mă tem de Dumnezeu și doi, vă spun de ce n-am făcut-o. Dacă minți odată la 13 ani, îți trebuie încă 13 ani să-ți câștigi din nou credibilitatea. Spunea Nicolae Iorga, încrederea nu se pierde decât o singură dată. A doua oară n-ai cum să o pierzi, că nu mai ai. Întotdeauna, Oli și Raluca, să spuneți numai adevărul. 4. Trăiți în limita venitului vostru. 5. Niciodată nu vorbiți pe cineva de rău. 6. Păstrați o relație bună cu cei din jur și depărtați-vă de tot ce e nociv. Am văzut cum un cartof strică un sac întreg, dar n-am văzut un sac întreg să vindece un cartof stricat. 7. Respectați-vă angajamentele. 8. Nu jucați niciodată jocuri de noroc. 9. Nu consumați niciodată băuturi amețitoare. O singură dată ai băut o băutură amețitoare, te-ai uitat după nevasta altuia sau după soțul altuia, l-ai poftit și păcatul s-a înfiripat în gând și căsătoria ta se ruinează. Mă uit la sală și mă uit și la dumneavoastră și continui imediat spunându-vă că nicio căsătorie nu divorțează în ziua divorțului. Am un prieten jucător, judecător și l-am întrebat, cum îți permiți să-i divorțezi pe oameni? Și-a zis, frate Cristi, e creștin, e bocăghidea nostru, eu doar ștampilez ceea ce s-o rup de mult. O zis, ei mai întâi ori divorțat financiar, sentimental și spiritual. Eu doar ștampilez ce deja s-a rupt. Eu nu divorțez pe nimeni. 10. Să nu uitați că caracterul bun e mai presus decât orice. 11. Dacă aveți secrete, țineți-le pentru voi. Se spune o vorbă printre noi să nu ne spălăm rufele în public. Eu zic să nici nu le uscăm măcar în public. Că unii le spală înăuntru și le usc afară. 12. Ajutați pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. 13. Asta cred că s-a împlinit deja. Nu vă căsătoriți până când nu sunteți capabili să aveți grijă unul de altul. Cred că s-a împlinit lucrul ăsta și sunteți deja capabili să vă ajutați unul pe altul. 14. Când vorbești cu cineva, uită-te în ochii acelei persoane. 15. Economisiți când sunteți tineri ca să puteți cheltui când îmbătrâniți. Unii cheltuiesc când sunt tineri ca să plătească datoriile când îmbătrânesc. 17. Oli și Raluca, anturajul bun și conversațiile ziditoare sunt bazele oricăror virtuți. 18. Că am văzut parteneri atât de mulți care se închid în coliba lor, plâng că sunt răniți, că sunt izolați, că cineva i-a vorbit de rău. Oli și Raluca, caracterul vostru nu poate fi rănit decât de propriile voastre acțiuni. 19. Asta e foarte importantă. Dacă cineva o să vă vorbească de rău și o să vă vorbească, demonstrați-le prin viața voastră că n-au dreptate. Și 20. Când vă odihniți noaptea, gândiți-vă la ce ați făcut ziua. Ca să te poți odihni noaptea, ar trebui să poți să faci ceva frumos ziua. Iubiții mei, istoria lumii începe cu o nuntă. Iar istoria lumii se sfârșește cu o nuntă. Între istoria nunții din Eden și nunta viitoare care are loc în cer, se mai fac nunți, se mai fac căsătorii și se mai întemeiază familii. Știți de ce mai sper încă că România mai poate fi salvată? Că mai văd o căsătorie în biserică. M-am bucurat foarte mult de ei care au ales să facă în biserică. Au făcut cununia civilă acolo la restaurant. Puteau să zică, rămânem la restaurant. Nu-i nicio problemă. În jumătate de oră am terminat serviciul de vin și apoi 7 ore masă. Că de aici scurtăm, de la biserică tot scurtăm, știți? Până ce nu o să mai venim să scurtăm, că nu mai e. M-am bucurat foarte mult că au ales să vină în casa Domnului.
Pentru că spune Psalmul 133 că aici își dă Domnul binecuvântarea. Oli și Raluca, puteți să faceți 5 milioane de euro la nuntă. Dacă nu-L aveți pe Domnul cu voi, tot e zero. Cântarea care s-a cântat spune: funia împletită în trei nu se rupe ușor. Și acum eu vă întreb, uitându-mă la cântarea aceea și având-o în minte, dacă funiile multora s-au rupt, unde a fost problema? Istoria lumii începe cu o nuntă, Adam și Eva, și se sfârșește cu o nuntă, Hristos și biserică. Cel mai de preț lucru pe care îl avem pe acest pământ, iubiții mei, este familia. Și vreau să mă audă toți din sală și să mă audă și Raluca și Oli. Dacă în familie nu suntem împliniți, nu ne ajută cu nimic că stăm 14 ore să lucrăm la servici, că acolo să ne găsim împlinirea. Dacă în familie nu ești împlinit, în nimic nu poți să fii împlinit, pentru că avem 180 de zone în creierul nostru și nu o să vi le enumăr pe toate, dar ele pot fi grupate în financiar, educațional, sentimental, spiritual. Iar dacă nu ești împlinit sentimental, familial, faptul că îți mai cumpere o mobilă, nu te ajută cu nimic, pentru că tu iei soluția de la alt departament și încerci să o pui la spiritual sau la sentimental și nu merge. Cele mai mari bucurii vin din familie, dar și cele mai mari eșecuri tot de acolo vin. De aceea, iubiții mei, o zi frumoasă de nuntă nu garantează un mariaj fericit. Am observat oameni miri care se stresau foarte mult, nu cumva să plouă în ziua nunții. Eu mă rog astăzi să plouă cu binecuvântări cerești. Am văzut foarte mult, dacă vine ăla la nuntă, zice, atunci o să fim realizați. Iubiții mei, o zi frumoasă de nuntă nu garantează un mariaj fericit. Eu pot cumpăra o mașină nouă cu 10.000 de euro, dacă nu o voi folosi corect, îmi pot pierde viața. La un maraton contează mult primul pas, dar nu garantează succesul. El este urmat de încă câteva milioane de pași. Familia trebuie întreținută, Oli și Raluca. Orice lucru nou trebuie întreținut, iar această condiție se aplică și familiei. Ușa pe care nu o ungi începe să scârție. Florile pe care nu le uzi încep să se vestejească. Pomii pe care nu-i stropești încep să se strice. Și gardul pe care nu-l repari se dărâmă. Poate vă întrebați unii din sală, dar de ce trebuie să ne căsătorim neapărat? Când cei mai mulți tineri, undeva la 70% dintre tinerii din România și din America, preferă concubinajul, de ce Oli și Raluca s-au căsătorit sau se căsătoresc? Iubiții mei, concubinajul oferă dezamăgire, lipsa motivației de a repara. De ce? Păi n-am jurat pentru tine în fața amvonului sau la ofițerul stării civile. Și trăim o vreme când cei mai mulți aruncă în loc să repare. Căsătoria te obligă să repare. Concubinajul te lasă să alegi pe altcineva. Căsătoria te obligă să-ți ceri iertare, să-ți ceri scuze. Concubinajul oferă plăcere fără responsabilitate. Și oricând varianta găsirii unei alte alternative. De aceea e preferat în rândul multor tineri. Căsătoria Oli și Raluca este un legământ. Ea cere disciplină, dragoste necondiționată și multă responsabilitate. De aceea e tot mai puțin preferată, însă este singura cale care aduce cu adevărat fericire între cele două persoane. Astăzi vreau să vorbesc despre trei lucruri pe care nu le puteți schimba în căsătoria voastră. În primul rând, nu puteți schimba cartea de instrucțiuni, numită Biblia, dar puteți respecta instrucțiunile ei. Iubiții mei, căsătoria este invenția lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, dacă unele căsătorii se destramă, unde o greșit Dumnezeu? Înainte să fie biserica, a fost familia. Căsătoria a fost inventată de Dumnezeu și orice invenție din lumea asta este patentată. Adică este recunoscută oficial, de către un cadru oficial și este emis un certificat de patentare. Și orice invenție are un manual de instrucțiuni, o carte de instrucțiuni. Dau două exemple. Dacă cumpăr o mașină de spălat și nu o folosesc după cum îmi spun instrucțiunile, pot să mai dau vina pe cel care a inventat-o? Dacă pui ulei sau motorină în mașina de spălat haine, poți să-i spui inventatorului că nu funcționează corect?
Oli și Raluca, implicarea lui Dumnezeu în căsătorie pentru voi nu este opțională, ci este obligatorie. Este singura invenție unde l-ai pe inventator prezent cu tine în fiecare zi și care îți poate oferi absolut orice sfat de care ai nevoie ca invenția lui să îți ofere satisfacții și împliniri extraordinare. Și acum te rog să afișezi Iosua 24 cu versetul 15. În a doua parte, un mare lider al poporului Israel spune următoarele cuvinte: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar cu câțiva ani sau cu câteva zeci de ani în spate, Iosua 1 cu 8 ne arată care a fost motivul succesului lui Iosua. Îi spune Dumnezeul lui Iosua în prima zi când Iosua este pus să conducă o națiune: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci cât? Îmi scria cineva seara pe Instagram: domnul pastor, vă ascult, îmi place, dar nu înțeleg ce tot aveți cu Biblia asta, că e numai o carte istorică. Iubiții mei, o carte istorică nu schimbă viața nimănui. Însă cartea lui Dumnezeu este mai mult decât o carte istorică, este cartea prin care Dumnezeu vorbește. Iosua, vrei să ai o familie binecuvântată, vrei să ai o slujire binecuvântată, cuget asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Vreau să vă întreb, cum pot să fac tot ce este scris în Biblie dacă nu cunosc ce scrie Biblia? Căci atunci vei izbândi în toate, în afară de familie, nu? Nu, în toate. În toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Oli și Raluca, iubiți nuntași, nu am văzut familie fericită unde pacea și dragostea să domnească care să nu aibă o Biblie citită în casa lor. Dacă citești și respecti cartea de instrucțiuni, invenția numită familie va funcționa așa cum Dumnezeu a plănuit-o. John Penry a fost martirizat la 25 mai 1593, la vârsta de 34 de ani, lăsând în spate o văduvă și patru fete de la 5 ani în jos. A fost martirizat pentru că l-a propovăduit pe Dumnezeu și pentru că l-a slujit. În închisoare, înainte de moartea sa, a scris o scrisoare celor patru fete, care, bineînțeles, aveau de la 5 ani în jos și nu puteau citi atunci. Însă a scris-o cu acest gând că va fi citită peste ani. În timp ce își încheie lungul îndemn și încurajarea, el scrie următoarele cuvinte: dragile mele fetițe, învățați să citiți ca să fiți familiarizați zi și noapte cu cuvântul Domnului. Ascultați de mama în așa fel încât să învățați de la ea atât citirea cât și scrierea. V-am lăsat patru Biblii, câte una pentru fiecare dintre voi. Este singura zestre pe care am reușit în 34 de ani să o strâng pentru voi. Vă rog nu doar să le păstrați, ci să citiți din ele zi și noapte, iar apoi după ce citiți să meditați la ce ați citit și să vă rugați. Credeți în salvarea adusă de Iisus Hristos și creșteți în harul Lui. Suferiți orice necaz împreună cu micuța biserică. Rămâneți în teama sfântă de Dumnezeu până la sfârșit, când eu, împreună cu voi, ne vom reîntâlni pe meleagurile cerului, cu lacrimi, dar și cu bucurie, în Duhul Sfânt al vostru Tată, 10 aprilie 1593. La 40 de zile după asta, el a fost martirizat. Ce a lăsat omul acesta? Patru Biblii. Ai o Biblie acasă? Dacă nu, fă-ți rost de o Biblie, citește-o și m-aș bucura ca toți care suntem prezenți astăzi să lăsăm cartea de instrucțiuni împreună cu inventatorul familiei să ghideze viața noastră. Amin. 2. Oli și Raluca, în al doilea rând, o a doua schimbare care nu puteți face în căsătorie este următoarea: nu poți schimba partenerul tău, dar te poți schimba pe tine. Nu veți găsi niciun verset în Scriptură în care să vi se spună să schimbați pe cineva. Nu există niciun verset.
Ni se spune să iubim, să fim respectuoși, să întindem o mână de ajutor, să trăim în pace, să fim răbdători, să ne rugăm unii pentru alții, să iertăm, să mângâiem. Dar nu ni se spune niciodată să schimbăm pe cineva, pentru că nu putem face acel lucru. Dacă vei privi în oglindă Oli, dacă vei privi în oglindă la Luca, vei vedea care e singura persoană pe care o poți schimba din lumea aceasta. Nu știu, poate v-ați șocat acum când v-am spus. Oli, nu poți să schimbi soția, dar te poți schimba pe tine. Raluca, nu poți să-l schimbi pe Oli, dar te poți schimba pe tine. Și acum ascultați-mă. Când tu te schimbi, se schimbă și el. Când tu te schimbi, Oli, se schimbă și ea. Pentru că schimbarea partenerului este întotdeauna o consecință a schimbării mele. Oamenii folosesc foarte mult vorbele și uneori tonul și alteori, din păcate, și anumite gesturi, ca să-l schimbe pe cel de lângă el sau de lângă ea. Însă nu vor reuși niciodată, în loc să folosești vorbele, Biblia ne spune să folosim faptele. Iubiții mei, dacă vorbim despre căldură și nu încălzim o cameră rece, vreau să vă spun, din cauza cuvintelor mele frumoase despre căldură, se întâmplă ceva? Soluția e nu să vorbești despre căldură când ți-e fric, ci să aprinzi un foc. Dacă ești într-un loc plin de întuneric și vorbești despre lumină și ridici tonul și țipi și ameninți, se face lumină? Nu. Soluția ca să plece întunericul este să aprinzi o lumânare. Iisus nu ne-a câștigat cu vorbe, ci cu sacrificiul suprem al iubirii. Ce ne cere nouă bărbaților, Oli? Să iubim pe soția noastră dacă e frumoasă, nu? Dacă e sănătoasă. Sau mai știu ce alte condiții. Nu. Efeseni 5:25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele care rabdă și tac. Așa scrie? Nu. Indiferent cum e nevasta, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, pentru soții. Raluca au crezut că scapă, poate. 1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților, voștri. Și acum ascultați. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, ce să faci? Să divorțezi de el. Nu. Să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Iubiții mei, dacă n-ascultă cuvântul, o zis Domnul, lasă gura mai încet și treci la fapte. Avem în biserica noastră soră care de mai bine de 20 de ani nu are soțul în biserică cu ea. Din când în când îmi scrie mesaje și înțeleg din mesajele acelea ce grea este căsătoria lor. Nu este cazul vostru. Dumnezeu v-a binecuvântat să fiți credincioși amândoi. Dar știți că sunt mulți care încearcă să-și câștige partenerul prin fapte? Și să știți că întotdeauna lucrul ăsta va avea succes, pentru că Dumnezeu binecuvintează această lucrare. Oli și Raluca, nu o să vă puteți schimba unul pe celălalt, tot ce puteți să faceți este să vă schimbați voi. Dacă eu devin un om iertător, soția mea se va schimba văzând lucrul acesta. Dacă soția mea iubește, eu nu pot să urăsc, pentru că iubirea ei mă va face să mă schimb. Și în ultimul rând, nu puteți schimba trecutul, Raluca și Olivian, dar puteți schimba viitorul. Nu mai puteți schimba trecutul, dar puteți schimba viitorul. Einstein călătorea odată cu trenul. La un moment dat, controlorul a coborât pe culoar pentru a verifica biletele și când a ajuns la compartimentul în care era Einstein, omul a fost foarte sigur pe el, a băgat mâna în buzunar, însă n-a găsit biletul. A băgat mâna în buzunară de la pantaloni, dacă la veston nu a fost, s-a uitat în servietă, nimic. S-a uitat pe scaun, nimic. Controlorul a spus așa, domnule Einstein, știu cine sunteți. Sunt sigur că ați cumpărat un bilet. Nu vă faceți greș. Einstein însă, destul de supărat, a dat din cap apreciativ. În timp ce era gata să treacă la următorul vagon, controlorul s-a întors încă o dată și l-a văzut pe marele fizician, căutându-și biletul pe mâini și genunchi sub scaun. S-a pus în compartiment pe jos și s-a uitat sub scaun. Ăla care a inventat E egal cu MC pătrat. Controlorul s-a repezit și a spus, domnule, nu vă faceți griji, știu cine sunteți, sunt sigur că ați cumpărat un bilet. Einstein s-a uitat la el și a spus, tinere, și eu știu cine sunt. Ceea ce nu știu este unde mă duc.
Nu știu stația unde trebuie să cobor. Nu mai țin minte exact orașul la care trebuie să mă dau jos din tren. Să fii fizician, să scrii formule de renume și să nu știi unde mergi. Nu vi se pare că se întâmplă la mai mulți asta, nu doar la Einstein? Iubiții mei, toți ne știm identitatea, toți recunoaștem că suntem ființe vii, toți ne știm numele și adresa unde locuim, însă întrebarea care o am pentru toți nuntașii astăzi este: unde mergem? S-ar putea să avem diplome frumoase, bagaje multe, haine parfumate, pantofi străluciți, formule perfecte de calcul ca și Einstein. Și totuși, dacă mor la noapte, unde mergi? Nu știu, domnul pastor, Dumnezeu știe. Dacă ne-ar cere cineva azi biletul la în control, am putea să-i spunem, știu cine sunt și știu unde merg? Olivian și Raluca, mă bucur foarte mult pentru voi, pentru că voi știți destinația spre care vă îndreptați. Să nu uitați că în viață direcția e mai importantă ca viteză. Dacă mergi cu trenul, și mai spun ceva despre tren, dacă mergi cu trenul în direcția greșită, nu te ajută cu nimic faptul că ieși din compartiment, mergi pe coridor și fugi în sens invers. M-am bucurat mult că în urmă cu aproximativ 2 ani, 2 ani și ceva, atât Raluca cât și Oli, au avut un moment al întâlnirilor personale cu Dumnezeu. Au schimbat trenul. Raluca, toată viața o să ai motive de mulțumire. Pentru că Dumnezeu ți-a ieșit în față. Oli, tu nu știi câte sute de mesaje a dat mama ta pe grupul familiei ca să ne rugăm pentru tine să ai o zi a botezului și o zi a întâlnirii cu Dumnezeu. Astăzi mă bucur foarte mult pentru voi. Pentru că n-ați fugit pe coridorul trenului în sens invers, ci a schimbat trenul și acum merge spre cer. Vă mai spun ceva ca să întăresc ceea ce spun. În anii 1600, când Philip Henry, un tânăr predicator puritan, o curta pe Ecaterina, o fată dintr-o familie de nobili, prietenile ei i-au spus: nici măcar nu știm de unde vine tânărul acesta și tu vrei să te căsătorești cu el? Ecaterina a spus așa: nu știu de unde vine, dar știu unde merge și vreau să merg împreună cu el. S-au căsătorit în 26 aprilie 1660, au avut împreună 6 copii și o slujire deosebită înaintea lui Dumnezeu. Olivian și Raluca, nu e mai important de unde veniți, dar e foarte important să știți unde mergeți. Și mai pun o întrebare: dacă nu putem schimba trecutul, de ce are rost să ne îl reamintim unul altuia? De ce să fim profesori de istorie și de geografie în căsătorie când am putea fi medici, când am putea fi un bun samaritean? Nu-i mai bine să privim spre viitor și împreună să mergem ținându-ne de mână? Au spus Filipeni 3:13, apostolul Pavel: fraților, nu cred că l-am apucat încă, că am ajuns încă la stația unde trebuie să cobor. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Ce fac? Versetul 14. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Merită lucrul acesta? Doamne, ajută-ne pe toți să facem asta. Oare ce când are Dumnezeu cu privire la familia nouă întemeiată? Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Versetul 12. Voi mă veți chema, Oli și Raluca, și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta. Și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă apropii de încheierea mesajului meu. Predica n-a fost doar pentru ei, ci pentru toți cei prezenți. Am primit o întrebare la tineret când eram aici cu fratele Paul, luni seara, și întrebarea suna așa: care ar trebui să fie prioritățile în viața noastră? Școală? Munca? Prietenii? Vecinii? Banii? Concediu? Am răspuns atunci și răspuns și astăzi: prioritare sunt relațiile care implică legământul. Oli și Raluca, aveți două legăminte de astăzi. Primul, cu Dumnezeu. Doi, unul cu celălalt.
Nimic nu are voie să fie mai presus între voi decât aceste două relații. Dacă nu o să aveți timp pentru Dumnezeu prin citirea Bibliei, părtășia cu oamenii sfinți, prin rugăciune, familia voastră va avea de suferit. Dacă nu te schimbi în bine în fiecare zi pentru partenerul tău, absolut orice alt domeniu din viața ta va avea de suferit. Mai spun ceva. Orice magazin, Kaufland, Lidl și alte magazine, are două părți. Rafturile de pe care noi luăm marfa și punem în coș. Și mai are ceva. Magazia din spate. Acolo unde vin tirurile cu aprovizionarea. Oli și Raluca, întotdeauna vei aduce pe raft în față ce ai în magazie. Și vă mai spun ceva ce nu prea se știe. De multe ori e curat pe rafturi, dai haos în magazie la multe familii și la multe magazine. De aia, din când în când, DSP-ul merge în control. Pe DSP nu-l interesează rafturile. DSP-ul nu merge să pună în coș. DSP-ul intră prin spate, pe la intrare, și verifică ce e în spate. De ce? Pentru că dacă e în spate e mizerie, întotdeauna s-ar putea să aduce în față produse expirate, mâncare compromisă și să se îmbolnăvească cineva. Dacă în spate e curat, va fi curat și în față. Noi vă vedem rafturile astăzi. Doresc din toată inima magazia, ceea ce noi nu vom vedea, relația voastră cu Dumnezeu din spate, timpul vostru de rugăciune, de citirea Bibliei, să fie la fel cum rafturile din față. De ce? Pentru că caracterul e mai important decât imaginea. Magazia e mai importantă decât raftul. Și închei dorindu-vă un drum bun spre cer. În Judecător, capitolul 18, cu versetul 6, spune aici ceva foarte frumos. Preotul le-a zis, duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți este sub? Oare cum o să mă comport cu soția mea sau cu soțul meu dacă știu că în această călătorie Dumnezeu mă vede tot timpul? Dați-mi voie să am un mesaj de mulțumire pentru părinții voștri. Petru și Lidia Trofin, Mircea și Steluța Popa, vă mulțumesc, ca și păstor, pentru aceste două diamante pe care le-ați crescut. Ei nu vor înțelege niciodată sacrificiile voastre. Pentru că n-au fost părinți. N-au avut copii încă. Însă eu, care sunt păstor și sunt și tată a 7 copii, încerc să-mi imaginez ce bucurie și împlinire aveți astăzi în inimă. Ei nu vă vor putea răspăti niciodată suficient. Dar mă rog, în ziua acea frumoasă a cerului, Dumnezeu să vă răspătească. Amin. Și nu vă doresc altceva decât ori de câte ori vă veți uita la ei, să fiți fericiți. Amin. Ori de câte ori veți auzi vești despre ei, să fie doar vești bune și binecuvântate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În continuare urmează momentul pe care ei l-au așteptat. Momentul acela când împreună cu frații păstori din spatele meu vom pune întrebările, ne vom ruga pentru ei, iar dumneavoastră vă rog să ne însuțiți în duhurile dumneavoastră. Pentru că este momentul în care cerem ca nu un om, și Dumnezeu să fie cu ei până la finalul vieții. Amin. Rămâneți pe loc, Mirii se ridică în picioare și noi slujitorii mergem lângă ei. Raluca, așa cum se spunea în urmă cu câtva timp, ți-a ieșit în cale Domnul și te-a cucerit cu dragostea Lui. În urma dragostei Domnului arătată în viața ta, tu ai încheiat un legământ. Astăzi vreau să te întreb, în fața părinților, în fața Bisericii Lui Dumnezeu, în fața celor care te urmăresc online și aici, lângă
partenerul tău de viață care te-ai pus până la capăt, dacă din sinceră dragoste și nesilită de nimeni le-ai în căsătorie pe Oli. Da. Vreau să te mai întreb ceva. Voi astăzi plecați pe un drum necunoscut și în trecerea timpului în călătoria aceasta se pot întâmpla multe lucruri. Vreau să te întreb dacă ești hotărâtă, dacă ești gata să lupți, să rămâi lângă El până la capăt. Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Frate Oli, te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea celor dragi care vă privesc, dacă din dragoste curată și sinceră și nesilit de nimeni e în căsătorie pe sora Luca. Da. Până când vrei să-i fii un sos credincios, să ai grijă de ea așa cum are Hristos grijă de biserică. Până la moarte. Domnul să vă ajute. Amin. Voi vă veți pleca pe genunchi, unul față la altul. Dumneavoastră vă ridicați în picioare și noi ne vom ruga pentru ei. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumesc, Doamne, pentru încă o zi extraordinară, pentru încă o zi minunată, Doamne, pe care ai pregătit-o în veșnicie, Doamne. Îți mulțumesc pentru Olivian, Doamne, și pentru Raluca. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu i-ai unit, Doamne, și îți mulțumesc că Tu i-ai spălat, Tu i-ai curățit, Doamne. Tu i-ai adus, Doamne, la o viață nouă, Doamne, i-au încheiat un legământ cu Tine și pe baza acestui legământ, Doamne, mă rog din toată inima ca Tu să-i binecuvintezi, Doamne. Îți mulțumesc că în aceste momente ei sunt înaintea Ta, Doamne. Tu ești Dumnezeul, Doamne, care poți să le dai binecuvântarea, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi în fiecare domeniu al vieții lor. Te rog să-i binecuvintezi la plecare și acasă, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne, cu sănătate. Te rog să-i binecuvintezi cu înțelepciune, Doamne. Te rog să-i păzești, Doamne, de orice lucru rău, Doamne. De orice anturaj greșit, Doamne. Să le dai, Doamne, această înțelepciune și acest discernământ să-și aleagă foarte bine prietenii, Doamne. Te rog din toată inima să-i păzești de război, Doamne. Să-i păzești de foamete, de cutremure, Doamne. Să-i păzești de orice demon rău, Doamne. Să-i păzești de accidente, Doamne. Ei, Doamne, să se poată bucura unul de altul și împreună să fie o bucurie pentru familiile lor, Doamne. Dacă le vei da copii, Doamne, te rog să le dai copii sănătoși, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, lasă harul Tău peste ei în fiecare zi, Doamne. Dacă vor avea, Doamne, subiecte, Doamne, la care nu vor fi, Doamne, pe aceeași linie, dă-le lumină, Doamne, în așa fel încât să gestioneze fiecare situație cu înțelepciunea care vine de sus și care este pașnică, Doamne, și care este ușor de înduplecat și care este plină de roduri bune și de bunătatea Ta, Doamne. Îți mulțumesc din toată inima pentru că Tu i-ai unit, Doamne, și Tu ești Cel care îi binecuvintezi în aceste momente. Lasă harul Tău peste ei, umple-i de Duhul Tău cel Sfânt. Și când vor pleca de aici, Doamne, să nu mai fie doi, să fie unul singur, Doamne, și împreună cu Tine, Doamne, să fie o funie bine împletită. Îți mulțumesc pentru părinții care au crescut. Te rog să le răsplătești, Doamne. Și ori de câte ori se voi uita la ei, Doamne, să fie binecuvântați și fericiți, văzând că ei, Doamne, trăiesc în pace și că ei fac slujirea Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare nuntaș prezent. Sunt unii, Doamne, care vor fi la masă doar. Te rog, Doamne, și acolo, Doamne, să lași cercetarea Duhului Tău cel Sfânt și măcar o persoană astăzi să se întoarcă la Tine, Doamne, văzând o nuntă, așa cum Tu, Doamne, dorești să fie. Îți mulțumesc pentru tot. Noi ne retragem, Doamne, mâinile de peste ei. Dorim însă ca mâinile Tale să rămână mai departe peste ei. Fii lăudat pentru toate. Amin. Vă invit să vă ridicați. Iubiții mei, a avut loc căsătoria la ofițerul stării civile din Deva, a avut loc căsătoria aici, în casa Domnului, de aceea vă prezint cea mai tânără pereche din Biserica Muntele Sionului, Trofin, Olivian, Cristian și Raluca. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc acest certificat de căsătorie, Oli. Eu am fost cel mai mare din familie, la copii, la frații mei, la surorile mele și ori de câte ori mama și tata plecau de acasă, îmi spuneau așa, ochii tăi și pruncii. Oli, ochii tăi și Raluca. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iubiții mei, nu vom pleca până când mai întâi prin fratele presbiter Gavril Buzduga
vom încheia această căsătorie, acest program și vrem ca prin dânsul să mulțumim Domnului și El să ne asculte. Amin. Tată, Doamne, stăm în prezența Ta și vrem să-Ți mulțumim că până aici ai fost cu noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru această sărbătoare solemnă a celor doi, a lui Olei și a lui Raluca, pe care te rog să-i călăuzești în tot adevărul, să-i ții pe stâncă și să-i faci niște slujitori devotați pentru lucrarea Ta. Îți mulțumesc că vei face lucrul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru întreaga asistență. Te rog să-i binecuvintezi pe fiecare, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru îndemnurile din ziua de azi și învățăturile care sunt valabile pentru noi toți. Te rog să ni le întipărești bine în minte și în inimă, ca ieșind de aici să putem să le punem în practică. Ajută-ne credinței noastre. Te rog să binecuvintezi, Doamne, localitatea aceasta, orașul Deva, Timișul, România, să mai scoți suflete la mântuire. Te rog să binecuvintezi biserica locală, slujitorii ei și în mod special pe fratele Cristi, să-i dai putere să apere adevărul. Te rog să fii cu noi, Doamne, și la masă și pretutindeni pe unde vom fi, Tu să rămâi Domnul, Salvatorul și Mântuitorul nostru. În numele Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumim pentru toate lucrurile, te lăudăm pe Tine de acum și în veci. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile, cei doi rămân în picioare. Vreau să vă mulțumesc personal, iubiții mei, pentru că v-ați făcut timp să fiți la această ocazie extraordinară. Pentru ei este o bucurie foarte mare prezența dumneavoastră. În continuare, va avea loc masa și felicitările de rigoare și plicurile care nu vor fi goale la nimeni la sala de mese, la Conacul Archia. De aceea așteptăm ca grupul instrumental să cânte, cei doi vor ieși, puteți să-i felicitați și aici la sfârșit și mai departe ne vom vedea la masă și în toate să nu uităm că am fost în biserică și să păstrăm această atitudine frumoasă a întâlnirii cu Dumnezeu și a prezenței Lui în inimile noastre în fiecare zi.